1, 2, 3 și... Începi tu? Încep eu, da. Hai, Ana, ia în gură. Eu trebuie să iau în gură. Ok. Nu zic că ai dinții rar, dar dacă ai fi un munte, ai fi masiv rar rău. Wow! Nu zic că ai dinți de cal. Dacă erai un munte, erai masiv un echezat. Dacă pielea ți-i fină, restul corpului ți-i naș. Îmi amintesc și acum cât de surprinsă ai fost din nou nostru gard. Te-ai uitat ca vaca la poartă nouă. Și este acreditat pentru asta. Este ololongat. Știi care e diferența dintre un ungur și o Tesla? Tesla are autonomie. Cum se numește intestinul cel lung al lui Brâncuș? Colonul infinitului. Băi, băiatule! Știi de ce Iisus nu a fost un tâmplar bun? Pentru că făcea muncă de mântuială. Mântuirii mântuială. Da. Ce trebuia să fac acum? Să întorc și obrazul celălalt? Asta e bun, da. Ok. Cum se numește hotelul pentru oi? All inclusive. Ba nu. Cum se numește hotelul oilor? Oi inclusive. Știi cum se numește un informatician castrat? Choirless. Choirless. Tatăl meu este un foarte bun părinte. Că făcea cinste la tot barul când luam eu alocația. Niciun strop? Dacă era un părinte bun, era un prieten treabă. Mi-am dat seama că oricât de performant este camera cu care îmi filmez câinile, tot cu pureșul îl văd. Cum se numește aplicația de dating pentru lesbienci? Finger. Da, pentru graș. Tinder. Diabetic. Am făcut... cu asta ai să mă scui pe oricum. Am făcut sex cu actrița din rolul principal. Am intrat adânc în personal. Am testat calitatea pereților mei după cum se aude când bat în ei. Toți au sunat bine, doar tavan fals. Prietena mea mi-a spus că dacă mai câștig la poker, nu mai facem sex 3 luni de zile. A mers pe mâna mea. Așa mai. Iubitul meu este atât de țăran că atunci când am zis că hai să mergem la tenis de câmp, el a zis: aoleu, dar eu nu știu să culeg genul ăsta de plantă.
Vreau să-mi cumpăr o barcă, să-i pun numele Răbdarea. Știi de ce? Cu răbdarea trece marea. Banii n-au miros, da? Spune asta unei stripărițe care primește bani la chilot. Uleu! Miroase a chilot aici. Da, nu, și eu țin banii, nu se apreau cu chilot, și e aceeași problemă. Dacă tatăl a fost constructor, mama c***vă și copilul primar, ce au oamenii ăștia trei în comun? Toți trei au făcut trotuarul. Femeile iubesc cu inima, bărbații iubesc cu creierul, iar interlopii cu cap și pajură. Tu ai fost capul și tema și numele nostru. Bravo, 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 foarte bun. Nu vreau să zic că te-ai îngrășat, dar ai devenit cam îngânfată. Adică nu-ți mai încape în piele. Foarte fain. Bun, ăsta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, like și comment și toate cele, ne găsiți pe toate platformele. Bam! Sergheșani, Sergheșani, Gafton, Instagram, Facebook. Da, și dacă așa poate reușim să mai chemăm niște invitați, vedem pe care și găsim. Și spuneți în comentarii pe cine vreți să mai chemăm. Da, să-i borâm și pe ei. Pe cine aveți ciudă, practic. Da. Pe cine vreți să fie spalat cu gura.